De-a lungul istoriei, Pământul a văzut nenumărate persoane a căror influență a fost simțită chiar și milenii după ce au murit. Aici putem vorbi despre cunoscuții filozofi greci, care au excelat în astronomie și care au pus bazele matematicii de azi. Dacă ne îndreptăm mai mult spre prezent, am putea vorbi și despre Albert Einstein, persoana care a conceput teoria relativității și a prezis existența găurilor negre. Desigur, e greu să măsurăm inteligența, mai ales că ne-am putea îndrepta și către alte tipuri de genii, cum ar fi Leonardo da Vinci sau William Shakespeare. Cu toate astea, se poate să fi existat un om care ar fi putut depăși chiar și aceste persoane, un adevărat geniu încă din copilărie. William James Sidus. Copilăria. Părinții lui Sidus au fost imigranți evrei din Ucraina și se pare că în cazul lui James, inteligența a fost transmisă prin familie. Boris Sidus a fost un psiholog renumit, în timp ce Sarah Sidus era medic, astfel cei doi s-au asigurat că și fiul lor le va călca pe urme, deși nimeni nu s-ar fi așteptat la ce nivel ar ajunge tânărul. Născut în Boston în 1898, William James Sidus a devenit cunoscut la începutul secolului al XX-lea ca un copil minune cu un intelect uimitor. La doar 8 luni a reușit să se hrănească de unul singur cu lingurița și la un an jumătate chiar a reușit să citească ziarul. Când a împlinit 6 ani, tânărul deja era capabil să vorbească mai multe limbi, inclusiv engleză, franceză, germană, rusă, ebraică, turcă și armeană. Și mai impresionant, se pare că și-ar fi creat propria sa limbă, deși nu este clar dacă ar mai fi folosit-o în timpul maturității. De asemenea, tânărul a scris și poezie, un roman și chiar o constituție pentru o potențială utopie. Inteligența sa a fost rapid observată, așa că Universitatea Harvard l-a admis la 9 ani, deși studiile în sine au început la 11, deoarece profesorii au considerat că ar trebui să capete mai multă maturitate emoțională. În timp ce era încă student, a ținut prelegeri la Harvard Mathematical Club pe tema incredibil de complexă a corpurilor cu 4 dimensiuni. Cursul său a fost aproape de neînțeles pentru majoritatea oamenilor, dar pentru cei care au înțeles o lecție a fost o revelație. Acoperit de laude, James a absolvit facultatea la doar 16 ani. Cu toate astea, experiența sa nu a fost atât de fericită. Într-un interviu, el a recunoscut că a fost deseori tachinat și batjocorit. La absolvire a declarat că vrea să trăiască o viață perfectă, însă conform lui, singurul mod prin care ar putea realiza asta era prin izolare. Maturitatea. Imediat după absolvire a început să predea matematică la Universitatea Rice din Houston. Încă nu s-a putut obișnui niciodată cu faima și cu jurnaliștii care îl hărțuiau constant, așa că a demisionat rapid. A încercat să urmeze și dreptul tot la Harvard, însă similar a abandonat după 3 luni. În 1919, la scurt timp după abandonul său școlar, Sidus a fost arestat pentru că participase la o paradă socialistă din Boston care a devenit violentă. El a fost condamnat la 18 luni de închisoare, iar arestul a devenit extrem de cunoscut, dat fiind faptul că absolvirea sa de la Harvard i-a obținut un statut considerabil de celebritate locală. În timpul procesului, Sidus a declarat că s-a opus alăturării Statelor Unite în Primul Război Mondial, era socialist și nu credea într-un zeu suprem precum cel întâlnit în creștinism. Tatăl său a aranjat cu procurorul să-l țină pe Sidus în afara închisorii înainte ca apelul său să fie judecat, așa că în schimb a fost plasat în sanatoriul părinților din New Hampshire timp de un an. Acolo au încercat să-l reformeze, amenințându-l cu internarea într-un azil de nebuni, iar mai târziu familia s-a mutat în California, unde a petrecut încă un an. În 1921, James s-a întors pe coasta de est și a decis să dispară din ochii publici, luând doar locuri de muncă sub nivelul său de inteligență și rupând legătura cu părinții săi. În tot acest timp, James a început să se concentreze mai mult pe cărțile sale, care, deși nu au fost niciodată publicate într-un număr mare, au fost studiate detaliat după moartea sa. Una dintre cele mai faimoase lucrări ale sale a fost The Animate and the Inanimate, o lucrare în care a reușit să prezică regiuni ale spațiului unde a doua lege a termodinamicii se desfășura în mod invers. Astăzi, o astfel de zonă ar fi cunoscută drept orice s-ar afla în afara unei galaxii. În urmă cu ceva timp, un exemplar semnat al cărții a fost vândut cu $8,000 la Londra. Printre alte lucrări ale lui James, se numără și o carte de peste 1200 de pagini în care este expusă istoria Americii în versiunea lui Sidus. Totuși, din moment ce prefera să folosească pseudonime atunci când scria, nu e clar care este numărul exact de lucrări scrise de William. În cele din urmă, Sidus a reușit să trăiască cu succes în afara luminii reflectoarelor, cel puțin până în 1937, când revista New Yorker a dorit să scrie un articol despre fostul copil minune. Publicația a trimis un reporter care s-a împrietenit și a strâns informații despre viața lui.
Potrivit autobiografului său, Sides nu a fost fericit despre modalitatea în care l-a descris articolul, declarând că scriitorul l-a făcut să pară nebun. Sub titlul Unde sunt acum, James Starber a descris viața lui Sides ca fiind singuratică într-un dormitor ponosit din Boston. Astfel, James a decis să dea în judecată publicația, citând invadarea intimității, dar și declarații false despre viața sa. Judecătorul Charles Edward Clark și-a exprimat simpatia pentru Sides, care a susținut că publicația l-a expus disprețului și ridiculizării publicului și că i-a provocat chinuri mentale și umilință, însă a declarat și faptul că atunci când cineva devine o persoană publică, rămâne o persoană publică. La scurt timp după, Sides a murit regretabil în 1944, la doar 46 de ani în urma unei hemoragii cerebrale. Același lucru care l-a ucis și pe tatăl său în 1923. Cât de inteligent era. De-a lungul anilor s-au făcut mai multe speculații cu privire la IQ-ul lui William, însă orice înregistrare a fost pierdută timpului, așa că istoricii moderni sunt obligați să estimeze. Pentru context, un IQ de 100 este un scor mediu, în această zonă aflându-se majoritatea populației. Un scor de sub 70 e adesea privit ca fiind sub standard, în timp ce orice peste 130 e considerat foarte avansat. Când vine vorba de alte personalități istorice, IQ-ul lui Albert Einstein a fost la 160, al lui Da Vinci la 180 și Newton 190. Potrivit surorii sale, Helena Sides, fratele său a avut cel mai mare IQ înregistrat vreodată. E cunoscut faptul că Helena și mama sa obișnuiau deseori să exagereze atunci când venea vorba de familia Sides. De exemplu, Helena a declarat odată că în urma unui test, James a obținut un IQ de 254, deși numărul adevărat e poziția obișnuită în urma unui test pe care William l-a dat în 1933. A declarat și faptul că William știa toate limbile din lume, în timp ce tatăl lor știa 27, lucru care nu a putut fi verificat de nimeni și cu siguranță e doar o exacerbare. Din multe puncte de vedere, viața lui William James Sides a fost o adevărată tragedie. A fost înzestrat cu o inteligență de necomparat, se pare că singurul lucru pe care și l-a dorit a fost o viață obișnuită, nereușind niciodată să se obișnuiască cu toată atenția pe care a primit-o. În ciuda potențialului aproape nemărginit, nu a putut niciodată ajunge pe culmile atinse de persoane precum Albert Einstein sau Da Vinci. Din acest motiv, numele său nu a devenit nici pe departe la fel de faimos. Însă privind povestea vieții sale, asta este exact ce și-a dorit. Putem spune că mai presus de orice, Sides și-a dorit o viață obișnuită și chiar dacă dintr-o perspectivă exterioară poate părea regretabil, adevărul e că persoanele apropiate l-au considerat a fi fericit. Nu putem spune dacă James a fost cel mai deștept om din lume, însă un lucru e sigur, potențialul a fost acolo. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!